doresc să transmit condoleanțe și întreaga mea compasiune familiilor celor trei muncitori și, desigur, a celor care au fost răniți. Și încă din primul moment am decis ca autoritățile să se deplaseze la fața locului. Am transmis Ministrului Energiei să se deplaseze urgent în județul Gorj și să ia, să facă analiza și să ia primele măsuri la fața locului. În acest moment, atât Ministerul Energiei, cât și Ministerul Muncii prin Inspecția Muncii vor continua activitatea de verificare și cercetarea cauzelor producerii accidentului și până săptămâna viitoare, în ședința de guvern, îmi veți prezenta primele date și concluzii cu măsuri concrete, măsuri atât împotriva celor care se fac vinovați de producerea accidentului, cât și măsuri concrete pentru ceea ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor de muncă în complexul energetic Oltenia. Ieri am desfășurat ședința Comitetului Interministerial pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. A fost o activitate în care am analizat fiecare jalon și țintă în parte, atât în ceea ce privește nivelul de îndeplinire, cât și în ceea ce privește măsurile pe care trebuie să le luăm în continuare, astfel încât să ne asigurăm că cererea de plată numărul 2 va fi aprobată de către Comisie și totodată pregătim jaloanele și țintele pentru cererea de plată numărul 3 și cererea de plată numărul 4.